deși în 2020, vă aduceți bine aminte cu toții, eu cu siguranță nu uit, începutul colaborării a fost una încă sub un imperiu al tensiunii, a unei tensiuni sociale care încă la momentul respectiv se simțea. Doar cred că cu toții v-ați dat seama că cu toții suntem de fapt sibieni bine intenționați și indiferent de disputele sau certurile dintre partide la nivel politic, la nivel local însă datoria noastră a fost aceea de a ne implica și cred că am reușit cu fiecare dintre dumneavoastră să creăm totuși o punte bună de legătură și de colaborare în cei 4 ani. La final vreau să-i mulțumesc frumos doamnei primar pentru timpul acordat, ori de câte ori a fost nevoie să ne întâlnim, să discutăm. M-am convins că atunci când există argumente, întotdeauna există și o cale de a găsi soluții la diversele probleme, chiar dacă nu întotdeauna am împărtășit aceleași opinii, dar o soluție s-a găsit întotdeauna. Și pentru acest lucru vreau să vă mulțumesc frumos, să vă urez mult succes în viitorul mandat. De fiecare dată ați fost un partener de dialog care ați înțeles și când nu se pot rezolva anumite probleme și toate discuțiile care le-am purtat cu dumneavoastră și cu colegul dumneavoastră erau strict în interesul comunității. Niciodată nu erau discuții pe teme unor intervenții personale sau pentru terțe persoane și asta apreciez foarte mult. Vă doresc în continuare numai bine, sănătate și sunt convinsă că de fiecare dată când ne vom vedea, o vom face cu plăcere, că nu avem nimic de împărțit. De ce nu ați mai optat pentru un nou mandat? Acesta este practic pentru mine cel de-al 3-lea mandat. Anterior am fost 2 mandate consilier județean și actualmente consilier local. Este bine în activitatea politică să oferim posibilitatea și prilejul tuturor celorlalți colegi, de asemenea care doresc să participe în procesul electoral, să ia parte la alegeri, să se prezinte pe liste în fața cetățenilor și să fie aleși pentru a contribui la proiectele și la buna dezvoltare a Sibiului. Nu înseamnă ca și membru de partid după 20 de ani că aici mă retrag și mă încheie activitatea. Nu, dimpotrivă, voi continua, dar nu în cadrul Consiliului Local. Regrete aveți? Nu am niciun regret. Regret poate faptul că n-am reușit toate proiectele care le-am prezentat în campania din 2020. Pot să spun că a fost un mandat fructos pentru noi. Am venit cu proiecte, am venit cu idei. Chiar dacă nu ni s-au implementat în timpul mandatului, văd că acum la sfârșit de mandat sunt pe calea cea bună. Și acum la sfârșit de mandat, da, am un pic de regret, așa. Dar cred că mi-am făcut datoria. Am luat hotărârea pentru că cred că 8 ani este suficient și m-am gândit că e timpul colegilor mai tineri, da, care vin cu alte idei, cu alt suflu, să fie în Consiliul Local și să-și aducă și ei aportul.